Mai descoperim un caz în aceste momente. Vedem ce familie frumoasă, familia Anastasiu, cu trei copii să-i descoperim. Gabriela, Alina și Corina acum sunt domnișoare în toată firea. De mai bine de 12 ani împart aceeași cameră, baie, școală și, nu în ultimul rând, emoții și trăiri. Mergem la școală, apoi venim acasă, ne facem temele și stăm pe internet. Activități obișnuite pe care le are orice copil din ziua de azi. Dar ce e specific pentru ele nu e doar faptul că sunt legate prin grade de rudenie, dar și cu tot sufletul. Asta pentru că se simt de la distanță. Ba mai mult, Corina a intuit când una dintre surorile ei se afla în pericol, ceea ce s-a adeverit ulterior. Mie îmi bătea inima foarte tare și pielea mea era foarte rece, dar era vară și era cald și căutam undeva unde să mă încălzesc. Și am plecat în mașină ca să mă încălzesc și nu simțeam că mă încălzesc. Și apoi m-am gândit la Gabriela, am închis ochii și mi-am imaginat-o că se află într-o situație grea. Chiar dacă au aceeași vârstă și sunt născute doar la câteva minute distanță, fetele și-au dat seama cu ușurință cine este cea mai mare dintre ele și cui a revenit responsabilitatea mai mare. Mie mi se acordă toată responsabilitatea. Eu trebuie ca să duc cheile, eu trebuie ca să țin banii, eu trebuie ca să am telefonul, să pun alarma. Nu, eu pun alarma. Nu au fost impuse să poarte aceleași haine, dar se pare că și aici au coincis gusturile și își aleg toate trei exact aceleași ținute atunci când fac shopping și, ca să nu le încurce fiecare, și le personalizează. Precum în orice familie, mai există neînțelegeri câteodată. Noi am fost curioși să aflăm de la ce se pot certa tripletele. Mai mult ne certăm de la temele pentru acasă. De la prieteni, adică prietenii noastre, noi avem doar câteva și noi toți trei vrem să vorbim cu, de exemplu, cu Felicia. Și ea spune, pe rând. Am crezut că vom înceta să descoperim asemănările dintre ele, dar am fost surprinși să aflăm că mai este un lucru care le unește, muzica. So night for a hundred years need a place to hide, but I can't find one near when I feel alive. Outside I can find my fear. Cu siguranță, meritele fetelor sunt și ale părinților, care au fost lângă ele în tot acest parcurs, deși inițial nici nu știau ce îi așteaptă. Prima reacție, nici nu știam așa cuvânt. A fost pe neașteptat, eu fiind studentă. Ne putem imagina doar cât de greu este să crești trei copii odată, însă doamna Alina a fost o norocoasă. Părinții săi au susținut-o mereu. Bunii au fost permanent alături de noi. Mămica mea până... Mai anul trecut stătea la noi permanent și tata mea întreba, dar când vii acasă, da, mămica? Zice, ei, o să vin acasă când ne măritem. Acum nici nu se vede mamă pentru un singur copil și în acest context nu a ezitat să vină cu un mesaj de încurajare pentru toți părinții de tripleți. Să aibă foarte multă răbdare cu copiilor, pentru copiii sunt foarte... diferiți, ei necesită foarte mare atenție din partea părinților, să iubească fiecare în parte. Cât avem o țară sfântă și un ai care mai cântă, cât părinții vine sunt.